Săptămâna asta se reiau discuțiile pe marginea legii plafonării dobânzilor, inițiativa senatorului Daniel Zamfir. Doi deputați au depus amendamente pentru ca plafonul, unul dintre aceștia este domnul Firțac, pentru ca plafonul dobânzii anuale efective DAE să fie la 50% față de 18% cât este în proiectul lui Daniel Zamfir. Informațiile sunt că discuțiile vor continua și vor avea loc dezbateri în Parlament. Vasile Marcu ne dă mai multe detalii. Vasile! Acest amendament prevede ca dobânda anuală efectivă să crească la 50% din suma împrumutată, nu la 18%, atât cât a trecut de Senat, pentru că acolo a fost votat acest plafon, 18% pentru creditele de larg consum, care sunt și cele mai populare în rândul românilor. Și trebuie spus că și în Senat au fost presiuni din partea băncilor, IFN-urilor. De mai multe ori a fost amânată ședința în care ar fi trebuit să fie discutat acest proiect de lege. Până la urmă, senatorul Daniel Zamfir a reușit să-și impună punctul de vedere și să treacă prin plenul Senatului această dobândă de 18% pentru creditele de larg consum. Ei bine, acum la Camera Deputaților există acest amendament care ar presupune majorarea dobânzii până la 50% din suma împrumutată, pentru că, spune inițiatorul, astfel s-ar crea acces mai larg românilor defavorizați la credite, în condițiile în care există în rândul băncilor și IFN-urilor un curent de opinie prin care ar încerca să reducă accesul românilor la credite în cazul în care proiectul de lege ar trece cu dobânda de 18%. Mulțumesc foarte mult și mă bucur să-l am aici pe Daniel Zamfir și vreau să spun încă de la început că din punctul meu de vedere, ceea ce trebuie aplaudat la Daniel Zamfir este faptul că a avut tenacitatea, curajul și ambiția de a merge până la capăt pentru a scăpa de abuzuri, domnule Zamfir. Că de fapt asta a fost dintr-un început. Doar o secundă, lăsați-mă să-mi termin ideea. Proiectul în sine este proiectul care poate să pună ordine pe o piață cu foarte multe pericole, tocmai pentru că nu se apleca nimeni cu atenție încât să elimine uscăturile și să lase să trăiască într-adevăr într-o economie sănătoasă și bine reglementată. Și exact asta a pornit să facă Daniel Zamfir. Ați venit, domnule Firța, cu acest amendament în care spuneți DAE, dobânda anuală efectivă, pentru anumite categorii de credit nu poate fi plafonată la 18%, ci la 50% ar fi normal, pentru că dacă e pe termen scurt, că e de o lună, că e de două, că e de trei, degeaba te uiți la cât e ea dobânda pe an. Asta a fost logica noastră sau doar așa? Înainte să analizăm amendamentul, trebuie să feliem mai mult piața de credite. În ordonanță, în cele două amendamente, avem credite ipotecare și credite de consum. Da. Pe creditele ipotecare, acolo este simplu, avem 2,5% de 2,5 ori dobânda legală, ne încadrăm într-o plafonare care nu afectează piața în niciun fel. Pe partea creditelor de consum, sunt două tipuri de credite. Sunt creditele de consum pe care le dau băncile comerciale, care se întind pe perioadă de 3-5 ani și creditele până la salariu, creditele pe perioadă foarte mică, 15-30 de zile. În momentul în care avem aceste două categorii de credite, nu putem să discutăm în aceeași termen și să comparăm prin indicatorul DAE creditele de consum pe perioadă relativ mare, 3 ani, 5 ani, și creditele, microcreditele, cele care le luăm pe 2 săptămâni. Deci la microcredit, ia lămuriți-mă, o să întreb imediat și pe doamna Chițu. Dacă eu vreau să știu dacă am luat 1000 de lei, cât dau înapoi, nu mă uit-o la DAE? Păi, haideți să vedem dacă amendamentul depus de mine poate să mai lase să mai reziste cineva pe piața de microcredite în viață. 50% cât am propus să fie DAE, înseamnă că pentru 100 de lei luați credit printr-un microcredit, când îi înapoiezi după 2 săptămâni, trebuie să dai 102 lei. Deci dacă iei 1000 de lei, trebuie să dai 1020 de lei. Cine este dispus să crediteze cu 1000 de lei și să primească 20 de lei? Asta spune amendamentul pe care eu l-am depus. În condițiile în care aprofundez și studiez tot mai multe exemple din piața europeană, îmi dau seama că este posibil ca și acest plafon de 50% pe acest segment, repet, pe acest segment de microcredite, să ducă la dispariția multor jucători. Și aici este temerea și aici trebuie să avem grijă. Cu toată dragostea, aici din nou mă alătur lui Daniel Zamfir, pe mine ce mă interesează e să nu sufere populația. Adică, dacă ea are o nevoie, eu, societate, stat român, să o pot satisface, corect, însă protejându-l. Corect. Noastră spune să supraviețuiască și pe piață singur toți jucătorii. Jucătorul cel mai important este omul care se duce la, corect, bancă, la IFN. În aceste condiții, eu vă întreb, cu 50%,
păstrați echilibru, adică are și omul de unde se împrumute, dar e și protejat? Hai, să lansez și eu. Să lansez și că eu. La 18 îmi spuneți că nu mai avea cum să se împrumute. Să lansez și eu o întrebare. Așa cum am spus, nevoia nu dispare, indiferent de modul în care facem noi legea. Fie că facem 18, fie că facem 50 sau că facem 200% plafonul, nevoia tot rămâne în piață. Și atunci întrebarea este, dacă noi facem o lege în așa fel încât agenții economici să considere că nu se rentează din punct de vedere al profitului să acționeze în piața de microcredit, nevoia rămâne în piață. De unde se împrumută acei oameni? Dacă nevoia rămâne, vă rog să vă să fiți siguri că întotdeauna vor exista instituții financiare care să acopere o nișă care nu este satisfăcută. Asta așa ca teorie economică generală, fără să intru în corpul legii. Cu niște costuri pe care trebuie să și le asume. De la început, cu o marjă mai mică, sigur. De la început vreau să știți cum am ajuns la, dacă e cazul să repet, cum am ajuns la plafonul ăsta de 18%. Că nu l-am inventat, l-am visat noaptea, eu și cu inițiatorii, pentru că suntem 90 de inițiatori. Am zis că 18% este dobânda pe care statul român o percepe prin ANAF atunci când sunt situații în care oamenilor li se percep dobânzi. Și explicația este că statul român consideră că aia este o dobândă suportabilă pentru cetățeanul român. Cam 1 și ceva la sută pe lună. Ăsta este și motivul pentru care am zis, da, 18%, ăsta este plafonul maxim. Și am comparat și cu alte țări europene, să vedem. În alte țări europene, cum sunt plafonate dobânzile acestei credite de consum? E important de știut că, de exemplu, sunt țări precum Grecia. Uitați, tot timpul s-a prestat Grecia ca fiind o țară cu un grad mare de risc, o țară pe marginea prăpastiei. Uitându-mă la plafonarea dobânzilor, văd că la credite de consum, Grecia e la 6,75%. Irlanda, de exemplu, este la 12,6%. Germania la 16,4%. Franța la 10,8%. Deci suntem undeva într-o limită absolut rezonabilă. Sigur, au venit cei de la IFN-uri săptămânile trecute. Am fost și eu chemat la o discuție unde s-a prestat un calcul din care reieșea că dobânda cea efectivă pe care ar plăti-o oamenii la creditele astea foarte scurte, da, n-ar fi cea pentru care, n-o pe care pe semnează bun. Pe de altă parte, doamna Stoicescu, dincolo de faptul că am spus-o acum, o spun de la bun început, această lege este pentru limitarea abuzurilor. Sigur. Care se fac asupra oamenilor și de a le împiedica pe aceste IFN-uri să aleagă clienții vulnerabili. Pentru că știți ce se întâmplă? Spuneți-mi și mie, cum e posibil ca IFN-uri din piață să acorde credite cu dobândă zero dacă restitui bani la termen? Ce ți arată asta? Ți arată faptul că acest IFN are țintă tocmai clienții vulnerabili, pentru că dacă ai plătit la zi, n-ai mai câștigat nimic. Dovada e că ei se îndreaptă către acei oameni care nu pot plăti tocmai ca să valorifice în alt fel. Haideți să vă și răspundă Irina, da, Chițu și continuați după aceea, vă rog. Vorbim de credite foarte diferite, așa cum a zis și domnul deputat. Deci, practic, credite pe termen foarte scurt și de sume foarte mici. Băncile dau credite peste 6 luni, cel puțin 6 luni, și acelea sunt destul de puține bănci, și nu sume mici. Atunci, aceste persoane se duc într-adevăr spre partea de IFN-uri. De aceea și băncile și-au deschis foarte multe IFN-uri ca să poată să-și asume mai multe riscuri, să dea și către astfel de persoane sau persoane care au mai avut întârzieri în biroul de credit, de exemplu, în anumite perioade. Deci, practic, au un scoring mai puțin bun. Care este riscul cu astfel de plafonare? Pentru că ce vă doriți cu această lege? Să înlăturați abuzurile. Ori abuzurile sunt peste sume și foarte mari. Și să protejăm categoriile vulnerabile. Corect, doamne. Corect. Da? Dar 18% este foarte scăzut. Gândiți-vă că sunt persoane vulnerabile care sunt în situația asta. Hai să ne gândim ce înseamnă, de fapt, dobânda anuală efectivă. Dobânda anuală efectivă este un indicator anual și care se include în același costul total al creditului pe toată perioada de rambursare și de ține cont... Deci eu dacă iau pe lună, nu trebuie să mă duc la... Nu, pe toată perioada de rambursare, pe 30 de ani, de exemplu. Pe dacă cât ai luat tu? Pe cât ai luat tu creditul? Da. Și de care depinde și de numărul de rambursări, da? De câte luni rambursezi. Este o formulă matematică. Ideea este că ce mă ajută pe mine, această dobândă anuală efectivă, mă ajută să compar toate produsele din piață care au
sunt aceeași sumă, pe aceeași perioadă, deci au aceleași caracteristici. Da, și asta e scopul DAE, adică să... Da, acesta nu, este, nu, acesta este scopul DAE. Este scopul DAE, este de a așeza un jalon, nu. Este de a compara. Scopul DAE este de a așeza un jalon în construcția produselor, nu pentru clienții care vor să compare neapărat produsele în taie. Este scopul secundar. Mine mă interesează care este valoarea totală pe care cu toate costurile. Aceasta este suma totală de rambursat de care spuneți dumneavoastră și vă dau un exemplu. Este un jalon în jurul căruia se construiește costul creditului. Da, pentru că este un indicator anual, dar care, asta spun, care permite compararea. De ce? Pentru că un credit poate să aibă și comisioane o singură dată aplicate la început și apoi lunare sau anuale fixe, indiferent de cât e creditul de mare, că poate să fie de 1000 de lei sau de 20.000 sau 90.000 de lei. Acel este un, de exemplu, un cost de administrare concurent, care, să zicem, e același în fiecare lună. Indiferent de cât am promutat-o. Ca să ne întoarcem la lucruri, ideea este, da, ține de educarea noastră a fiecăruia. Bun. De exemplu, dacă ne uităm doar la microcredite, da? 2000 de lei dacă împrumut creditul pe 6 de supraviețuire îi se mai spune, să știți că da, zice așa, domne, n-am bani să nu știu ce, îmi trebuie 500 de lei, îmi trebuie 1000 de lei. Da, asta e pe 30 de zile. Dar acord fără adeverință de venit, e posibil? Sincer, atunci când eu dau un credit la Taraba în Piața Crângaș, la bancomatele din nu știu ce supermarketuri, pe mail, fără să verific bonitatea omului. Asta nu e activitate corectă, domnule. Nu știu, dacă, la Taraba, îmi spunea domnul senator, există internet, dar în centrele comerciale, unde sunt reprezentanții IFN-urilor, lângă marii retaileri, acolo există internet și fiecare cetățean semnează un acord de consultare în biroul de credit și un acord de consultare ANAF. Atât de avansat a ajuns modul de acordare a creditului, încât nu mai este nevoie de adeverință de venit. Se face verificarea și la bonitate, verificarea bonității. Deci dacă are pe laptop un crângaș în piață internet, poate să-i dea și acolo creditul. Problema este exact ce spunea domnul senator. Poate că a putea găsi soluții și în altă parte. Spunea domnul senator despre un credit cu dobândă zero, pe o perioadă de 15 zile, da. Și acolo este capcana. Acel credit este într-o perioadă de promoție, nu este dobânda standard a creditului. Da. Și aici este, cred că poate protecția consumatorului are un rol mai important în a stârpi aceste abuzuri, mai important decât poate legea pe care vrem să o facem noi. Și parte și trup și suflet lângă domnul Zanfir.